Salut, sunt Ioana Mașca și ne vom ocupa în cele ce urmează de ecuații. Vom spune o poveste. La petrecerea de la palat, ce a durat 3 zile și 3 nopți, distinși oaspeți au venit fie cu trăsurile, fie cu mașinile, noile apariții ale vremii. Vorbim de perioada interbelică. Și știm așa, că roata din față a uneia dintre trăsuri are lungimea circumferinței de 1,5 metri, iar cea din spate de 2 metri. Să aflăm distanța parcursă de trăsură, știind că pe această distanță roata din față a făcut cu 150 de rotații mai mult decât roata din spate. Haideți să scriem, deci vedeți aici trăsurile și automobilele cu care au venit. Haideți să punem prima problemă în ecuație. Și pentru asta, haideți să notăm cu X distanța despre care vorbim. Distanța pe care a parcurs-o trăsura respectivă. Bineînțeles că au fost mai multe. Pentru că roata din față are circumferința de 1,5 metri înseamnă că a făcut X supra 1,5 rotații. Iar roata din spate are circumferința de X supra 2. Are circumferința de 2 metri, deci a făcut X supra 2 rotații. Da, rotații pentru roata din spate. Roata din spate se scrie și X supra 1,5 rotații pentru roata din față. Știm doar că pe aceeași distanță roata din față a făcut cu 150 de rotații mai mult decât roata din spate. Adică vom scrie X supra 1,5 minus X supra 2 este egal cu 150. X supra 1,5 înseamnă X supra 15 pe 10. După simplificări, X supra 3 pe 2. Adică 2X supra 3. Și înlocuind avem 1, 2X supra 3 minus X supra 2 egal cu 150. Aducem la același numitor. Aici cu 2, aici cu 3, iar aici cu 6 găsim că 4x minus 3x este egal cu 6 ori 150. Adică x-ul nostru va fi de 900 de metri. În prima situație. Să mergem la problema a doua. Roata din față a uneia dintre mașini are lungimea circumferinței cu 52 de centimetri mai mică decât circumferința roții din spate. Pe o anumită distanță din drumul parcurs, prima roată face 50 de rotații, iar cea de-a doua 60 de rotații. Haideți să aflăm distanța respectivă și lungimea circumferințelor celor două roți. Deci, haideți să notăm cu X circumferința, lungimea circumferinței roții din față. După cum ne spune problema, lungimea circumferinței roții din spate este cu 52 de centimetri mai mult, adică X plus 52.
Pe o anumită distanță, prima roată face 50 de rotații, iar cea de-a doua 60 de rotații. 60 de x va fi egal cu 50 pe lângă x plus 52. Desfacem parantezele. 60 de x este 50 de x plus 50 ori 52. Nu înmulțim, pentru că poate ne ajută simplificările în rezultat. 60 de x minus 50 de x vor fi egal cu 50 ori 52, de unde avem 10 x egal cu 50 ori 52 și împărțim prin 10. Astfel găsim că x va fi 5 ori 52 de metri, adică va fi de centimetri, 260 de centimetri, circumferința roții din față. Distanța pe care o calculăm va fi 60 ori 260 de centimetri, care înseamnă 15.600 de centimetri, care va fi egal cu 156 de metri. Ajungi la castel, din vinul care se găsea într-un butoi se scot pe rând, 1 pe 2 din conținut și încă 1 litru, apoi 2 pe 3 din rest și încă 2 litri, a treia oară 3 pe 5 din rest și încă 4 litri, a patra oară jumătate din ce a rămas și încă 5 litri, rămânând astfel în vas un singur litru. Ce cantitate de vin a fost inițial în butoi? Haideți să aflăm ce cantitate de vin a fost inițial în butoi. Notăm cu X numărul de litri din vas, de vin din vas. Bun. Prima dată am spus că s-a scos 1 pe 2 din conținut și încă 1 litru. 1 pe 2 din conținut plus 1 litru. Și în vas rămân x minus 1 pe 2 din x plus 1 litru. Adică rămân x pe 2, aducem frumos la același numitor, minus 1 litru. A doua oară se scot 2 pe 3 din cât a rămas, respectiv x pe 2 minus 1 litru și încă 2 litri. Ceea ce înseamnă 2 pe 3 ori x pe 2 minus 2 pe 3 plus 2, simplificăm, aducem la același numitor și se scot, găsim că se scot x pe 3 plus 4 pe 3 litri. Rămân, deci rămân, da, aici e rămân. Păi cât rămân? Din x pe 2 minus 1, cât erau după prima operație, scădem x pe 3 plus 4 pe 3, ceea ce înseamnă, după ce ducem la același numitor, x pe 6 minus 7 pe 3 litri. A treia oară se scot 3 pe 5 din cât au rămas. Adică aici aducem la același numitor și avem x minus 14 supra 6 plus încă 4 litri.
Adică, după simplificări și numitor comun, avem x plus 26 supra 10 litri. Au rămas... Păi cât erau înainte, respectiv x minus 14 supra 6 minus cât s-a scos a treia oară. X plus 26 supra 10. Aducem la același numitor, numitorul comun fiind 30 și după calcule ne rămân 2x minus 148 de litri și folosind factorul comun 2 pe lângă x minus 74 supra 30, adică x minus 74 supra 15 litri. Mergând mai departe, a treia, a patra oară, înghesuim aici, s-au scos 1 pe 2 din x minus 74 supra 15 plus 5, adică x plus 76 pe 30. Și rămân din x minus 74 supra 15, scădem cât s-au scos, x plus 76 supra 30, adică un litru. După ce facem calculele și aducem la același numitor, găsim că x minus 224 este egal cu 30. Ceea ce înseamnă că numărul de litri de vin din vas înaintea petrecerii a fost de 254 de litri. Și ne oprim aici.